Așa grăiește Domnul slave, prin glasul Sfintei Liturghii, deși m-am înălțat la ceruri, eu nu vă las, eu nu vă las, orfani copii. M-am înălțat la ceruri, eu nu vă las, eu nu vă las, orfani copii. În fiecare liturghie cobor din nou la voi, din nou e coasta mea străpunsă și-mi curge sângele, și-mi curge sângele și-o voi. Din nou e coasta răpunsă și-mi curge sângele, și-mi curge sângele și-o voi. Mă răstignesc din nou pe cruce, trupul, să nu vin iarăși, să nu vin iarăși în zadar. Primiți-mi sângele și trupul, să nu vin iarăși, să nu vin iarăși în zadar. Veniți copiii mei la mine, căci vreau în voi să locuiesc, să vă și de păcat, și de păcat să vă feresc, să vă împac din nou cu Tatăl. Și de păcat, și de păcat să vă feresc. Și din potirul cinei mele eu vreau cu toții să gustați. Veniți creștini pacea mea, și pacea mea să o aflați. Veniți creștinii mei la mine, și pacea mea, și pacea mea să o aflați.
fiecare fărmitură pe care-n taină o primiți. Eu sunt întreg în toată slava și aștept spre mine, și aștept spre mine să veniți. Eu sunt întreg în toată slava și aștept spre mine, și aștept spre mine să veniți. Învață să-l asculți pe celălalt. Adeseori, singurul lucru pe care îl vrea celălalt de la tine este să-l asculți. Când îți vorbește despre problemele lui, despre nevoile lui, despre dorințele lui, despre fricile lui, despre neliniștile lui, să-l asculți când vrea să-ți spună durerea lui sau când vrea să împartă cu cineva bucuria lui. Nu-ți cere nimeni să-i găsești soluții sau să-i dai răspuns la toate, doar învață să-l asculți. Și nu te duce departe. Dacă te gândești bine, acest celălalt este soția ta, este soțul tău, sunt copiii tăi, oameni pe care îi ai în fața ta, dar nu te preocupă să le dăruiești puțin din atenția ta. Nu-i nevoie de mult. Învață să-l asculți pe celălalt, nu-i greu, să fii sigur că are nevoie de asta. Iubiți telespectatori, Doamne ajută! Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Glasul Bisericii la postul de televiziune Nord-Vest TV, Satu Mare. Azi avem un invitat special, pe Paul Jurge, un elev deosebit, plin de râfnă pentru slujirea lui Dumnezeu, un băiat bine educat, cu bun simț, un băiat crescut în iubire și cu iubire, în dreapta credință, în spiritul adevărului, al dreptății și al corectitudinii. Îl cunosc pe Paul de când s-a născut, fiind fericit că Dumnezeu m-a învrednicit să-l botez în această biserică, în inima Sătmarului, în Catedrala Adormirea Maicii Domnului. De atunci, prin grija părinților săi, s-a apropiat tot mai mult de Dumnezeu, de biserică, de Măicuța Sfântă, de sfinți, de tot ceea ce înseamnă spiritualitate. Paul, bine ai venit în emisiunea noastră, mulțumindu-ți din suflet pentru că ai acceptat această invitație. Bună ziua, eu vă mulțumesc pentru invitație. Mă sunt onorat să fiu invitat la emisiunea dumneavoastră. Pentru început, Paul, te rog să ne spui câteva lucruri despre tine și despre familia ta. Ce vârstă ai, în ce clasă ești, la ce școală studiezi? În urmă cu 9 ani, într-o primă zi de școală, Dumnezeu m-a dăruit părinților mei, Hora și Raluca, primul din cei 3 copii ai familiei. Mai am un frate și o soră, care se numesc Petru și Maria. Porți numele Sfântului Apostol Pavel. Ce poți să ne spui despre Sfinții Apostoli Petru și Pavel, pe care știu că îi iubești și te rogi lor cu toată credința? Dacă părinții mei m-au numit pe mine Paul, eu am vrut și am ales ca fratele meu să se numească Petru. Sfinții Apostol Petru și Pavel, cei mai cunoscuți apostoli al lui Iisus, sunt sărbătoriți în data de 29 iunie. Sunt doi apostoli martiri, fiindcă au murit pentru Hristos. În Sfânta Evanghelie de la Matei găsim cuvintele Mântuitorului Iisus către Petru. Fericite, Simone, fiul lui Iona, că nu trup și sânge ți-au descoperit aceasta. Ci Tatăl meu cel din ceruri. Și eu zic ție că tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile iadului nu vor birui.
și îți voi da cheile împărăției cerurilor. Și orice vei lega pe pământ va fi legat și în ceruri, și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat și în ceruri. Sfântul Apostol Pavel, care mai înainte de apostolie se numea Saul și era împotriva bisericii și a lui Hristos, când călătorea spre cetatea Damascului pentru a prinde pe creștini de acolo, Saul a văzut pe Domnul în chip minunat și s-a lepădat de cele care a trăit până atunci. Cum era numit Sfântul Apostol Pavel? Mai ții minte? Saul. Și după ce a început să propovăduiască Evanghelia lui Iisus Hristos printre păgâni, ce Pavel. Nume a dobândit? Pavel. Pavel și apostolul neamurilor. Și într-adevăr, el a întreprins foarte multe călătorii printre păgâni și le-a vorbit tuturor despre Iisus Hristos, despre modul în care s-a născut Iisus, despre viața lui, despre activitatea lui, despre minunile lui și mai ales despre învierea lui. Și prin cuvintele Sfântului Apostol Pavel, mulți oameni s-au botezat și au devenit creștini. Paul, dragule, a început școala, un nou an școlar. Îți place la școală? Cum preferi să faci orele? În mod fizic sau online? De ce? Da, îmi place la școală. Sunt elev în clasa a treia la școala gimnazială Grigore Moisil din satul mare. Doamna mea învățător este Raluca Bilanici. Prefer să merg la școală, să stau în bănc, să povestesc cu colegii și să ne jucăm, decât să stăm în fiecare zi în fața unor ecrane de calculator în online. Eu în fiecare pauză mă duc la biblioteca școlii ca să împrumut cărți de religie. Înseamnă că îți place foarte mult să citești cărți de religie. Da. Paul, ce simți când intri într-o biserică? La care biserică mergi în fiecare duminică? Cu părinții tăi, cu familia ta? Și ce faci tu acolo în timpul Sfintei Liturghii? În biserică sau în mănăstire mă simt foarte bine. Când intru într-o biserică mă simt foarte bine. De parcă aș fi în brațele lui Dumnezeu și a Maicii Domnului. Orice biserică nu pătrunde răul. De obicei mergem la Biserica Ortodoxă Sfinții Împărași în tocmai cu Apostol Constantin și mama sa Elena, dar eu nu ezit să merg la orice biserică, oriunde, deoarece biserica este casa Domnului. La noi la biserică, alături de alți copii de vârsta mea, îmbrăcați în stihar, ajutăm preoții, ținem heruvim, lumânari și carte la citirea crezului. Țin minte când erai micuț, după ce ai fost botezat, când tatăl tău, Horia, era curator sau consilier parohial la biserica noastră, veniai aici cu părinții în fiecare duminică și în fiecare sărbătoare. Și mă gândesc și acum cu câte emoție te apropiai de Sfântul Altar, de Sfintele Icoane, cum sărutai Sfintele Icoane, cum te împărtășai cu trupul și sângele Domnului Iisus Hristos. De cum ai început să umbli, nu acceptai să stai în brațele tatălui tău sau în brațele mamei, ci doreai să vii tu pe picioarele tale, să te apropii de Sfântul Potir și să te împărtășești cu trupul și sângele Domnului. Sunt amintiri care vor rămâne mereu în mintea mea, în inima mea. Și să știi, Paul, că tu ești un dar mare pentru părinții tăi. Tatăl tău și mama ta s-au rugat fierbinte lui Dumnezeu înainte ca tu să vii pe lume. Iar Dumnezeu ce a făcut? I-a ascultat, pentru că părinții tăi s-au rugat ca și sfinții părinți, Ioachim și Ana, lui Dumnezeu. Și la un moment dat, tatăl tău mi-a dat o veste bună, cum că mama ta este însărcinată. Și ne-am bucurat, i-am mulțumit lui Dumnezeu. Apoi ne-am rugat lui Dumnezeu ca tu să te naști sănătos. Și această dorință s-a împlinit. Și de aceea zic eu că tu ești darul lui Dumnezeu, pentru că ai venit în lume prin rugăciune. Și ai rămas în slujirea lui Dumnezeu, ai rămas pe această cale a lui Dumnezeu, pe care văd că mergi cu multă demnitate. Deși încă ești mic, dar tu îl simți pe Dumnezeu poate mai intens decât un om mare. Și nu pot decât să mă bucur.
pentru că Biserica lui Hristos, prin copii ca și tine, putem spune că are viitor. Și sunt foarte bucuros de asemenea că în fiecare duminică mulți copii vin la Sfânta Biserică pentru a participa la Sfânta Liturghie împreună cu părinții, cu bunicii lor și pentru a se împărtăși cu Sfintele Taine. Și tu faci un lucru deosebit, așa cum ai spus, că ești împreună cu preoții în Sfântul Altar, la Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena, unde ești cu preoții împreună cu lumânarea, unde ții cartea când se citește crezul și unde îi ajuți pe preoți la desfășurarea cultului divin. Iar Măicuța Sfântă te va răsplăti toată viața pentru ceea ce faci tu acum, dar și pentru ceea ce vei face, pentru că sunt convins că vei rămâne pe această cale bună. Paul, scumpule, ce ne poți spune despre ora de religie de la școală? Este folositoare această oră pentru copii, pentru elevi, pentru părinți? Pentru că știi că sunt unii părinți care zic că această oră nu are niciun rost și că ar trebui să fie scoasă din școală, din programa școlară. Tu ce le spui acestor părinți? Este folositoare sau nu ora de religie pe care profesorii de religie o predau în fiecare școală? Ora de religie este preferata mea. Aici învățăm cum să ne comportăm în biserică, rugăciuni, despre viața lui Hristos și a unui larg sfinț. Îmi place la ora de religie când domn profesor mă lasă să zic viețile unor sfinți. De exemplu, Sfântul Ierar Nectarie, Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași și Sfântul Cuvios Dimitrie Cenou Basarabov. Ora de religie folositoare, deoarece învățăm să fim mai buni cu semenii noștri, să iertăm și să iubim asemenea lui Iisus. Bravo! Într-adevăr, asta învățăm la ora de religie, să fim mai buni, să-L iubim pe Dumnezeu și să iubim pe semenii noștri. Și voi, acolo în clasa voastră, colegii, cu siguranță că sunteți ca o familie. Vă iubiți unii pe alții, vă respectați, vă ajutați, vă iertați când este cazul, aveți răbdare unii cu alții, sunteți uniți. Și apropo că spuneai de viața Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou Basarabov de la București, ale cărui moaște se află în Catedrala Patriarhală din București, vreau să spun o întâmplare deosebită. Am fost într-un an la mare cu familia noastră, cu soția mea și cu copilașii noștri, cu Casian și Carina, pe care îi cunoști, și acolo la mare s-a întâmplat ca băiatul nostru, Casian, să se îmbolnăvească puțin, a făcut o otită. Și îl dorea foarte tare o ureche, atât de tare îl dorea încât abia așteptam, eram pe drum deja, așteptam să ajungem la București pentru a căuta un medic care să-l consulte și să-i dea un tratament. Și când vorbea și când mânca, îl dorea îngrozitor. Și înainte de a căuta un cabinet medical, am intrat puțin la Catedrala Patriarhală din București, unde se află moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou. Am vizitat biserica, ne-am rugat, ne-am închinat, după care am ieșit în curte. Și plimbându-ne prin curte, am observat că băiatul Casian nu este nicăieri. Ne-am speriat cu soția mea, am alergat încoace încolo, am întrebat, n-ați văzut un copilaș pe aici, prin curte? Nu l-am găsit nicăieri și ne-am reîntors în biserică. Casian unde era? El s-a reîntors în biserică, a intrat în biserică, și și-a pus urechea pe racla cu moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou Basarabov. Și ieșind din biserică ne-a spus, nu mai trebuie să plecăm la medic. Mi-a trecut cu totul durerea de la ureche. Și într-adevăr am rămas foarte mirați, din clipa aceea nu l-a durut deloc urechea și am putut pleca mai departe, liniștiți, spre casă. Dumnezeu face minuni într-adevăr, dacă avem încredere în El, după cum și tu ești o minune a lui Dumnezeu, Paul. Din câte am înțeles, ai un profesor foarte bun de religie, Părintele Octavian Mirișan, care slujește și aici în biserica noastră, din când în când, pentru că dânsul este îmbisericit aici la Catedrala Adormirea Maicii Domnului. Este un preot deosebit, un profesor pe care îl iubesc foarte mult copiii
și reușește să vină mereu cu copiii, cu elevii, în fiecare post, în postul Crăciunului, în postul Paștilor, reușește să vină cu copiii aici la biserică pentru a se spovedi și împărtăși. Și face activități aici în biserică cu copiii, cu elevii, activități foarte frumoase, adevărate ore de religie în care se pune în practică ceea ce se învață la școală. Tu te înțelegi bine cu domnul profesor, cu părintele profesor, Octavian Mirișan? Da. Aveți o colaborare frumoasă. Da. Și el și-a dat seama că tu ești pasionat așa de religie și de biserică și te consultă, te întreabă la ore una alta și chiar îți dă voie să vorbești în fața colegilor tăi. Da. Și de acum înainte să te pregătești pentru fiecare oră de religie și să-l ajuți pe domnul profesor, pe părintele profesor, că se va bucura văzând că are în tine un bun ucenic. Tot așa, Paul, mi-aduc aminte de o activitate pe care am făcut-o împreună la Muzeul Județean. Atunci, doamna directoare Daniela Bălu, care și dânsa a fost invitată la o emisiune de-a noastră, te-a întrebat, printre altele, ce dorești să fii când vei fi mare? Mai știi ce răspuns i-ai dat? Da, vreau să devin preot. De mic mi-am dorit să devin slujitor al Domnului. Mergând în fiecare duminică și sărbătoare la biserică, am fost captat de lucrurile ce se întâmplă acolo, de Sfânta Liturghie, de cruci și de icoane. Mă duc la Paraclisul Maicii Domnului în postul Sfintei Mării, vineri la Taina Sfântului Maslu și când este câte un post, mă duc la spovedit. Vorbeam cu mama ta și mi-a spus că înainte de a spune cuvintele mama și tata, ai spus un alt cuvânt. Ce cuvânt ai spus? Amin. Așa să fie. De ce vrei tu să devii preot? Vreau să devin preot pentru a mă ruga mai mult, pentru a învăța și pe alții despre dragostea lui Dumnezeu pentru oameni. Minunat. Și să rămâi, Paul, un adevărat apostol al lui Hristos în această lume. Ce face apostolul lui Hristos? Îl mărturisește pe Dumnezeu, pe Iisus Hristos. Vorbește despre Dumnezeu oamenilor, dar îi convinge pe oameni să fie mai buni, nu doar prin vorbe, ci prin fapte, prin propria viață. Să știi, Paul, că în ziua de astăzi, cea mai puternică predică este exemplul personal. Tu să fii bun, ca și alții să fie buni. Tu să fii curat, ca și alții să fie curați. Tu să te sfințești pe tine ca să-i poți sfinți pe alții. Din dragoste față de Dumnezeu, față de Măicuța Domnului și față de sfinți, ți-ai făcut acasă o mică biserică, un mic paraclis sau o capeluță în care te retragi și te rogi. Așa cum și Mântuitorul Iisus Hristos, din când în când se retrăgea în singurătate, în munte și se ruga pentru toată lumea. Ce înseamnă pentru tine rugăciunea? Când te rogi, ce vorbești cu Dumnezeu? Ce îi spui? Pentru cine te rogi? Ce îi ceri tu lui Dumnezeu? Cum îi mulțumești lui Dumnezeu? Ne poți da un exemplu? Da. Da, îmi place să spun că e paraclisul meu, un loc unde mă rog, citesc Sfânta Evanghelie și mai citesc din acatistier, molifelnic și ceaslov. Eu mă rog pentru părinții, frații, bunicii mei, pentru preoți, pentru episcop, pentru bolnavi și pentru cunoscuți. La fel și pentru mine. Ce crezi tu că este rugăciunea? Rugăciunea este dialogul nostru cu Dumnezeu. Prin rugăciune mulțumim pentru ceea ce avem și cerem ajutor și sprijin. Și simți că Dumnezeu te ascultă. Într-adevăr, prin rugăciune asta facem. Stăm de vorbă cu Dumnezeu. Mintea noastră coboară în inimă și așa cu toată ființa noastră vorbim cu Dumnezeu. Ai amintit aici câteva cărți de rugăciuni despre care unele persoane nu știu mare lucru. Acatistierul, molitfelnicul, ceaslovul. În acatistier găsim acatistele, așa-i? Da. Către Mântuitorul, acatistul Sfintei Cruci, acatiste către sfinți. În molitfelnic găsim alte rânduieli pe care le face preotul, cum ar fi
și sfintele taine, cum este cununia, maslul și alte rugăciuni de folos pentru viața creștinilor, iar în ceaslov găsim iarăși alte rugăciuni folositoare, cum ar fi rugăciunile de dimineață, rugăciunile de seară, chiar și acatiste și paraclise și așa mai departe. Și sunt bucuros că tu folosești aceste cărți și că le spui și altora despre însemnătatea acestor cărți în viața noastră a creștinilor. Te rog, Paul, să ne descrii, să ne prezinți o zi obișnuită din viața ta, de când te trezești și până când seara adormi și te culci. Dimineața mă pregătesc pentru școală și înainte de a pleca de acasă mă fac cu sfântul unt de lemn. Apoi, 4 ore stau la școală. După aceea, mergem la after school. Abia aștept să ajung acasă pentru a face o mică slujbă în paraclisul meu. Citesc acatiste și rugăciuni. În unele zile, mă duc la nou și la canto. După aceea, seara, când ajung acasă, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru ziua care mi-a dat-o. Apropo de paraclis, chiar am fost la tine acasă într-o zi de izvorul tămăduirii, în vinerea luminată, de după învierea Domnului, după Sfintele Paști. Și tu mi-ai spus că ai făcut chiar și tu, acolo acasă, sfințirea apei, așa cum se face în biserică. Și m-a impresionat profund când te-am văzut cum stai acolo în genunchi, în paraclisul tău, în capeluța ta și te rogi lui Dumnezeu. Și în continuare să rămâi cu aceeași dorință de a te ruga lui Dumnezeu pentru tine, pentru familia ta, pentru toată lumea. Că Dumnezeu întotdeauna își va apleca urechea la rugăciunea ta sinceră și curată. Și, dragul meu Paul, bine ar fi ca fiecare om, atunci când se trezește dimineața, să-și facă Sfânta Cruce, să-i mulțumească lui Dumnezeu, pentru că l-a ajutat în timpul nopții, că a mai trecut o noapte și că a ajuns o nouă zi, rugându-L totodată pe Dumnezeu să-L ocrotească în timpul zilei care a început. Apoi ne mai rugăm în timpul zilei, înainte de masă, după masă, înainte de ore la școală, după orele de la școală, mulțumind și cerând ajutorul lui Dumnezeu. Spune o vorbă din popor, totdeauna lucrul tău să-l începi cu Dumnezeu. Unde El cu harul său, niciun lucru nu e greu. Și într-adevăr, așa este. Iar când ajungem seara, din nou să-i mulțumim lui Dumnezeu, pentru că ne-a ocrotit în timpul zilei care s-a încheiat, cerând ajutorul lui Dumnezeu pentru noaptea care începe, spre a avea somn liniștit și binecuvântat. Este foarte important să avem pace în suflet, să fim împăcați cu toată lumea. Chiar dacă se întâmplă să ne certăm în timpul zilei cu cineva, bine ar fi să nu ne certăm, dar dacă se întâmplă să ne cerem iertare și să iertăm pe cei care ne-au greșit. Și așa putem adormi liniștiți în fiecare seară, știind că suntem împăcați cu noi înșine, cu semenii noștri și cu Dumnezeu. Când era mic, Paul, noi ne jucam foarte mult. De fapt, atunci nu aveam nici televizor color, nu aveam nici telefoane mobile, nici calculatoare. Aveam o copilărie așa de curată, de nevinovată, aș putea spune. Și după ce ne făceam temele sau în vacanțele școlare, una, două coboram din bloc sau dacă plecam la bunici, ieșeam în curte sau pe stradă sau pe câmp și ne jucam cu prietenii, cu colegii. Erau niște timpuri foarte frumoase. Acum știu că s-au schimbat vremurile. Copiii au alte preocupări, altă mentalitate. Tu ai prieteni, te joci. Cum înțelegi tu prietenia și joaca? Da, am prieteni la școală. În pauze mă joc cu ei fotbal și ne dăm cu bicicleta pe străzi. Colegii tăi înseamnă că sunt și prietenii tăi. Da. Și vă jucați și pe telefon, așa, pe calculator? Nu. Evitați cât se poate. Acum știu că a fost o perioadă mai grea și poate mai urmează iarăși o perioadă grea cu școala care s-a făcut online.
Și atunci, fără să vreți, a trebuit să recurgeți la telefoane, la calculatoare, la laptopuri, pentru a putea să vă desfășurați orele în mod cât mai normal. Însă, așa cum ai spus tu, ai prefera să fie școala în mod fizic. Este mare bucurie să fiți la școală, să vă întâlniți, să vă înțelegeți, să vă ajutați unii pe alții și, cum spuneai tu, chiar să vă jucați unii cu alții, că nu trebuie să dispară joaca dintre voi. Însă, tot timpul, trebuie să găsești un timp pentru joacă, pentru studiu, pentru familie, pentru toate. Tu să ai echilibru, să ai conștiința liniștită că faci ceea ce poți, dar cât faci, te străduiești să faci bine. Acasă știu că îți place cu părinții, cu frățiorii pe care îi iubești, chiar tu i-ai dat numele fratelui Petru, o ai și pe Maria, care de curând a fost botezată, și toți trei sunteți bucuria familiei voastre. Dar despre bunici ce ne poți spune? Îți place la bunici, te duci din când în când și pe la ei. Da, îmi place la bunici. Bunicii din partea mamei stau în satul Tătărăș și bunicii din partea tatei stau în satul Bârsău de Jos. Mie îmi place cel mai mult la bunici, fiindcă mă lasă toată ziua să fac ce vreau, adică slujbă toată ziua. Deci la bunici te rogi? Da. Cred că te mănâncă de viu când te văd. Așa vorba vine, o expresie. Le ești foarte drag. Vezi tu, Paul, datorită unor oameni ca tine, Dumnezeu mai ține această lume. Pentru rugăciunile unor oameni ca și tine, Dumnezeu se mai îndură de noi, se milostivește de noi și Măicuța Domnului se mai roagă pentru noi. Și când Dumnezeu mai vrea să ne trimită câte o pediapsă, Măicuța Sfântă ce îi spune? Mai lasă-i, Doamne, mai acordă-le o șansă. Poate se vor îndrepta. Și Dumnezeu o ascultă pe Măicuța Domnului și, cum am spus, și pentru rugăciunile unor oameni ca și tine. Oameni care se roagă cu toată sinceritatea, cu toată credința, cu nădejde, cu dragoste. Oameni care se roagă nu doar pentru ei, ci pentru toată lumea. Că asta vrea Dumnezeu, să spunem nu doar, Doamne, ajută-mă, ci și Doamne, ajută-L pe cutare, Doamne, ajută pe toată lumea. Și atunci Dumnezeu se bucură văzând că nu suntem egoiști. A fi egoist este un mare păcat, pentru că noi suntem o familie, familia lui Dumnezeu, și ne dăruim unii altora cu iubire. Paul, te rog să le transmiți un mesaj copiilor de vârsta ta. Să ne comportăm cu alții cum vrem, ca și ei să se comporte cu noi. Dacă vrem să fim ajutați, trebuie să ajutăm. Da, să vreau să fim respectați, trebuie să respectăm. Dacă vrem să fim iubiți, să iubim. Să ne iubim părinții, frații, bunicii, să fim buni cu cei din jurul nostru, așa cum este Iisus cu noi. Foarte bine sintetizat, pentru că iubirea atrage iubire, respectul atrage respect. Și Iisus Hristos, cum bine ai menționat, ne-a iubit și ne iubește și ne poartă de grijă. De fapt, Dumnezeu așa de mult a iubit lumea, încât a fost de acord ca Fiul Lui să fie răstignit pe cruce, să moară și apoi să învie a treia zi pentru a ne elibera, pentru a ne răscumpăra din robia păcatului, a diavolului și a morții. Iată că Dumnezeu ne-a iubit, ne iubește și ne va iubi mereu. Și chiar dacă noi ne mai îndepărtăm uneori de El prin păcat, Dumnezeu ne iartă dacă ne căim pentru păcatele făcute și ne reprimește la Sine cu brațele deschise, cum l-a primit și pe Fiul Risipitor. Pe Dumnezeu îl supără păcatele noastre, dar mai tare îl supără nedorința noastră de a ne schimba în bine. Dacă ne schimbăm în bine, dacă dorim să ne îndreptăm, Dumnezeu, precum spuneam, ne reprimește la Sine cu iubire și ne numește prietenii Lui. Chiar dacă l-am supărat, El ne iartă și continuă să ne iubească, pentru ca într-un final să ne întâlnim cu El acolo, în împărăția
cea cerească. Paul, îți mulțumesc din suflet pentru prezență și te asigurăm de dragostea noastră, de prețuirea noastră, de prietenia noastră. A fost o încântare să stăm de vorbă, să dialogăm și mi-aș dori să mai vii din când în când în emisiunea noastră, oricând dorești tu. Vom face, dacă vrei, și în paraclisul tău o emisiune, vom face la școală, dacă dorești, și doar să ne dai un semnal. Și noi, televiziunea Nord-Vest TV, vom fi alături de tine de fiecare dată. Iubiți telespectatori, îl rog pe Dumnezeu să vă binecuvinteze, iar pe dumneavoastră vă rog să rămâneți lumină în lume prin gânduri, cuvinte și fapte bune. Așa cum și tu, Paul, ești o lumină în lume și răspândești în jurul tău lumină prin modul tău de a fi, de a trăi, de a vorbi, de a gândi. Mai doresc să spui ceva pentru telespectatorii noștri? Un la revedere și abia aștept să ne mai vedem la postul de televiziune Nord-Vest TV, Satul Mare. Mulțumim, Paul! Unde este credință, acolo este iubire. Unde este iubire, acolo este pace. Unde-i pace, acolo e binecuvântare. Unde-i binecuvântare, acolo e Dumnezeu. Unde-i Dumnezeu, acolo lipsă nu e. Să rânduiască Dumnezeu, să ne reîntâlnim cu sănătate, cu pace și cu bucurie. Vă mulțumesc pentru atenție. Doamne ajută! Propăstrat tradiția și a ne aminti de Sfintele Sărbători ale Învierii Domnului, elevii clasei a doua C de la Școala Gimnazială Grigore Moisil, Satu Mare, coordonează doamna învățătoare Raluca Maria Bilanici, în colaborare cu Muzeul Județean Satu Mare, am realizat proiectul Sfintele Pași la Muzeu. Noi am pictat icoane cu intrarea Domnului în Ierusalim, răstignirea Domnului, Maica Domnului, înălțarea Domnului. Azi, în Săptămâna Mare, vă invităm să vedeți lucrările noastre, făcute cu multă atenție, răbdare și cu mare blabie, pentru că ne amintesc de patimile Mântuitorului nostru și de bucuria Învierii. Icoanele pictate de noi ilustrează evenimentele din Săptămâna Patimilor, începând cu intrarea Mântuitorului în Ierusalim, rugăciunea din grădina Ghețimani, cina cea de taină, prinderea Domnului, răstignirea Lui, punerea în mormânt și învierea Sa din morți. În fiecare an de Sfintele Pași, la mormântul Domnului se petrece o minune prin aprinderea luminii sfinte. Dumnezeu să ne aducă Sfânta Lumină în suflete și să ne bucurăm de ziua Învierii. Îngerul a strigat celei pline de dar, curată Fecioară, bucură-te, și iar zic, bucură-te, căci Fiul tău a înviat a treia zi din mormânt. Luminează-te, luminează-te, noule Ierusalime, căci slava Domnului peste tine a răsărit. Saltă, saltă, acum și te bucură, Sioane, iar tu, curată născătoare de Dumnezeu, veselește-te într-o înviere a celui născut al tău. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim întru ea. Paștile cele frumoase, Paștile Domnului, Paștile, Paștile cele preacistite nouă ne-au răsărit, Paștile cu bucurie, unul pe altul să ne îmbrățișăm. O, Paștile izbăvire de întristare, ca astăzi din mormânt, ca dintr-o cămară strălucind. Hristos pe femei de bucurie le-au plâns zicând, vestiți apostolilor, ziua Învierii să ne luminăm cu prăsnuire și unul pe altul să ne îmbrățișăm, să zicem, fraților, și celor ce ne urăsc pe noi să iertăm, toate pentru Înviere și așa să strigăm. Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte, călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Vă mulțumim! Înaintea ta, Iisus iubit, vin azi încrezător, căci tu de aceea te-ai jertfit
să-mi fii mântuitor. Din cât aflat am că stă scris, te ascult în timp plăcut. Tu bucurii din paradis mi-ai dat când ți-am cerut. Eu altceva nimic n-aduc decât o vină grea. Și unde, Doamne, eu s-apuc decât spre mila ta. Ce-am făcut e rău, nădejdea toată am s-o pun în ajutorul tău. Gol nimeni n-a venit înapoi, din cât te-au căutat, căci tu pe toți din mari nevoi i-ai scos când te-au rugat. De aceea dar acum și eu cu lacrimi strig și cer, ah, mântuie sufletul meu, nu mă lăsa să pierd. Ah, mântuie.